Liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, vrea ca la Chișinău să fie ridicat un monument în cinstea medicilor căzuți la datorie în lupta cu pandemia de COVID-19. Despre aceasta el a anunțat într-un live pe pagina sa de Facebook. Simt că, la fel cum cei care au operat independența Republicii Moldova la Nistru în 92 și cei care veghează asupra sănătății vieții noastre merită respectul nostru al tuturor. Am decis să promovăm ideea unui monument în cinstea celor care au căzut la datorie, au stat în prima linie și au făcut tot ce le-a stat în puteri ca numărul celor care au de suferit de pe urma acestui virus ucigaș, numărul celor care au murit să fie mai mic și mai mic. În context, liderul platformei DA a venit și cu un mesaj de mulțumire pentru toate cadrele medicale. Transmit pe această cale un sincer mulțumesc acestor oameni. Acestor oameni care se află în prima linie, să le mulțumesc pentru eforturile pe care le-au făcut de-a lungul timpului și continuă să le facă și nu abandonează lupta cu acest virus ucigaș. De la începutul pandemiei de COVID-19, în Moldova s-au infectat cu acest virus nou peste 2000 de lucrători medicali, 24 dintre aceștia, din păcate, au pierdut lupta cu acest virus.